Schimbăm registrul. Liviu Dragnea s-a infectat cu SARS-CoV-2. Fostul lider al PSD a luat virusul de la colegul de celulă și a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava. Una caldă, una rece pentru Liviu Dragnea, aflat după gratii de mai mult de un an și jumătate. După ce Curtea de Apel a decis să-i permită să meargă la muncă în penitenciar, acum fostul șef al PSD s-a infectat cu coronavirus. Dragnea ar fi luat virusul de la colegul de celulă, dar are o formă ușoară a bolii. Pentru siguranță însă a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava. Din păcate vă confirm că are. Când a fost infectat nu pot să vă spun, știu că a fost confirmat ieri. A fost dus la Spitalul Jilava, unde este Spitalul COVID. În sistemul penitenciar. Deocamdată era bine, adică cel puțin ieri când s-a mai luat legătura cu el, na, astăzi fiind la spital, nu știu, poate să sună, pe mine nu m-a sunat astăzi, deci nu știu să vă spun în plus. Asta e tot ce vă pot spune la acest moment. Vineri, Curtea de Apel București a admis cererea lui Liviu Dragnea de a se întoarce la muncă după ce fusese sancționat pentru interviul dat din închisoare și a rămas fără acest drept. Cum zilele de muncă sunt considerate zile executate câștigate, fostul lider PSD a pierdut din cauza sancțiunii șansa de a ieși mai repede din penitenciar. Fostul lider al PSD a fost condamnat la închisoare de 3 ani și 6 luni cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman în 27 mai 2019.